strigă spre tine, rămâi lângă mine mereu, o Domnul meu, condu pașii mei. Inima strigă spre tine, rămâi lângă mine mereu, o Domnul meu, condu pașii mei, condu pașii mei, condu pașii mei, să nu mai rătăcesc, condu pașii mei, să pot să te urmesc. Inima strigă spre tine, rămâi lângă mine mereu, o Domnul meu, condu pașii mei. Inima strigă spre tine, rămâi lângă mine mereu, o Domnul meu, condu pașii mei. Doamne, te rugăm să conduci pașii vieții noastre, Doamne, și în fiecare zi să stăm alipiți de tine, Doamne, de adevărul tău, de cuvântul tău, și fie ca această putere a ta, Doamne, să lucreze în viețile noastre, să lucreze în viețile acelor din familia noastră, prietenilor noștri, și împreună, Doamne, să te slujim, să te celebrăm, să te glorificăm pe tine. Lasă, Doamne, puterea ta și în ziua de astăzi peste robii tăi în continuare, peste aceia care vor sluji prin cântare, prin cuvânt. Și vrem, Doamne, ca slava ta să umple acest loc și prezența ta să copleșească viețile noastre. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să luați loc.
toate spre înalte pentru mine aici. Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul Iisus Hristos, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșit, să facem voia Lui, a Lui să fie slava în veci de veci. Amin. Cu ajutorul Domnului suntem în casa Lui și în ziua aceasta și așa ne-am simțit confortabil de dimineață lângă cântarea lor. Îndemnați la rugăciune, în spiritul închinării, Doamne, numele Tău care e mare să fie lăudat întotdeauna. Mulțumim că putem să fim aici și ne bucurăm de timpul bun de afară. Nu mai este nici prea mult, nici prea greu acum să suportăm timpul așa cum este. Ne făgăduiesc oamenii care se ocupă de timp că urmează o săptămână răcoroasă, bună și pentru școală și pentru meditație și pentru închinare. Așadar, Domnul să fie lăudat și numele Lui cinstit întotdeauna. Amin. Spunem bun venit în mod special fratelui Felix și Naomi, care ați văzut la cântare împreună cu fratele Iubaș, păstor în Biserica Sfânta Treime din București, păstor în mod special în lucrarea cu tinerii de acolo. A fost invitat pentru astăzi toată ziua să slujească și să fie împreună cu noi. Mulțumim pentru prestațiile de până aici, îl așteptăm și după masă și vrem ca numele Lui Dumnezeu să fie lăudat în veci. Amin. Ei au fost în Serbia și eu am fost joi, am lipsit joi seara. Cel care reprezintă organizația lui Spalau din America și se ocupă de evangelizarea în locații de gen restaurant, a vrut și vrea să lucreze în Serbia, lucrare care a făcut-o și în Timișoara anul trecut și va fi acolo prezent cu ajutorul lui Dumnezeu la începutul lunii noiembrie. Dacă tot despre Serbia, îngăduiți să vă spun că miercuri mă duc cu fratele Dan Florian, dacă va voi Domnul, și cu Damien, cu frații Damian, la Chisaci să-i vedem și le-am spus că le ducem daruri. Domnul să binecuvinteze și să fie de folos pentru lucrarea de acolo. Când le-am spus că le ducem daruri, s-au bucurat și au zis, veniți că vă așteptăm. Până aici nu au fost încântați, dar când au auzit de daruri, așa, suntem oameni și pe pământ, adevărat că noi ducem daruri pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, pentru continuarea lucrării ce și-au propus-o pe lângă adunarea lor în Chisaci. Am vrut să vă spun acum că urmează să ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Fiecare să dea acum hotărât în inima lui, nu cu părere de rău și nici de silă, că cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu, dar toate astea peste zeciuială. Vă rog să nu răstălmăciți cuvântul și să vă înșelați singuri, toate astea peste zeciuială. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să binecuvinteze dădătorul voios și pe toți care vor să-L cunoască mai bine pe Domnul. Înțelegeți voi, predicuța mea, numele Lui să fie lăudat. Haideți să ne închinăm cu darurile de bunăvoie și ne place când ne închinăm, ni se potrivește, să ne ridicăm și să ne unim în cântare. Cântăm din cântare sunt numărul 287, Victoria în Iisus. Am auzit o veste că Iisus venit din slavă și la Golgota în locul meu a fost crucificat. Am auzit o veste că Iisus venit din slavă și la Golgota în locul meu a fost crucificat. El mi-a luat povara și mi-a dat în dar iertarea. Prin jertfa lui victoria, de-acum am câștigat. Victoria în Iisus mi-a dat salvarea. Cu Sfântul Său sânge, El m-a răscumpărat. Întreaga mea iubire doar Lui se cuvine. În El am victoria, spălat sunt de păcat. Am auzit de Domnul de puterea Lui cea mare, cum pe cei bolnavi a vindecat, pe
câștigat victoria în Iisus, mi-a dat salvarea cu Sfântul Său sânge. El m-a răscumpărat, întreaga mea iubire doar Lui se cuvine. În El am victoria, spălat sunt de păcat. Slăvit să fie Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. I-am spus fratele Ineluț că eu am pierdut timpul de închinare și am vrut să aud cum cântă biserica cu dânsul în față. M-am bucurat să aud cum sună cântarea aceasta, victorie în Domnul Iisus. Ne bucurăm să vă salutăm în numele Domnului pe toți cei care ați venit la închinare și ne rugăm ca să ne dăruiască Domnul o zi de victorie pentru lucrarea Lui aici la Emanuel și de bucurie unii cu alții în părtășie și în închinare. După masă, cu voia lui Dumnezeu, la orele 18, vă invităm la o nouă ocazie de închinare în locul acesta. Și după masă, fratele Neluț împreună cu fratele Felix vor fi în mijlocul nostru cu sora Naomi, care este în această dimineață cu noi. Îi așteptăm cu drag și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze slujirea lor. Facem un anunț că după terminarea serviciului în această dimineață, tinerii care și-au exprimat disponibilitatea să slujească împreună cu fratele Neluț să rămână la urmă aici pentru organizare. Câteva anunțuri mi-am notat aici, e un cerceaf lung așa cu anunțuri, dar ce să faci, așa este perioada, acum în septembrie reîncep multe forme de slujire de la Emanuel, care pe perioada verii a intrat oarecum așa într-o stare un pic mai de relaș, așa mai domol. Mâine la orele 19, la orele 18, surorile sunt invitate la părtășia lor, un anunț important legat de schimbarea zilei în care se adună surorile de acum înainte, nu marți, ci luni la orele 18 este întâlnirea surorilor. Tot mâine la orele 19 este întâlnirea fraților din Comitetul Bisericii, urmând ca marți la orele 19 să fie reluate repetițiile corului mix a Bisericii. O altă schimbare semnificativă este legată de întâlnirea de tineret. Vrem să anunțăm tinerii care sunt împreună cu noi, vom face anunțul acesta și sperăm să se știe de acum înainte că nu ne mai adunăm lunia, așa cum ne-am adunat mulți ani până acum, ci din anul acesta dorim să ne adunăm de vineri, vinerea să fie seara întâlnirilor de tineret. Așa că vineri 25 septembrie, începând cu orele 19, este prima întâlnire a tinerilor. Vă invităm să veniți cu toți cei care aveți o inimă de tânăr la părtășia noastră. Vom avea în mijlocul nostru un invitat, este fratele Radu Oprea, pastor la Biserica Betania din București. Interesant că bucureștenii vin în perioada asta la Timișoara. Dumnezeu să binecuvinteze și ne rugăm să dea Domnul un start bun și la întâlnirile tinerilor. De asemenea, vrem să vă spunem că sâmbătă, la orele 10 de sâmbătă aceasta, încep întâlnirile Clubului Awana, așa că vă rog să spuneți copiilor care îi cunoașteți dintre vecinii voștri și care doresc să vină împreună cu copiii bisericii că îi așteptăm la întâlnirea Awana. De astăzi au început grupele de copii la școala duminicală, unii părinți știu despre lucrul acesta, alții nu știu. Vă spunem însă că de astăzi au început grupele de duminică, dacă n-ați știut și copiii sunt cu voi aici în sală, vă rog să-i duceți la grupe, surorile care se ocupă de ei vă așteaptă cu mare bucurie. Și nu în ultimul rând, vrem să accentuăm faptul că am început cursul de catecheză, o nouă serie la catecheză la care așteptăm pe toți cei care au simțit la un moment dat cercetarea Duhului lui Dumnezeu în viața lor și care și-au predat inima lui Hristos și acum doresc să fie inițiați în cunoașterea cuvântului, în înțelegerea ceea ce învață Sfânta Scriptură. Așa că vă așteptăm în fiecare duminică de la orele 10 la catecheză.
După cântarea corului, ascultăm citirea și vestirea cuvântului. Ca Dumnezeu să primească slavă numai din cântarea noastră, ci din viața noastră supusă voii sale, voie revelată în cuvântul său. În această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu pentru inimile noastre se găsește scris în ultima carte a Vechiului Testament, cartea profetului Maleahi, în ultimul capitol al acestei cărți, și vom avea de-a face în mod special cu ultimile două versete. Aș vrea totuși, pentru ca să încadrăm în context, să citesc, nu este lung întregul capitol. Căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor, toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură, dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprienirii și tămăduirea va fi sub aripile lui.
veți ieși și veți sări caviței din grajdi și veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb și rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Acesta este cuvântul Domnului. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și recunoaștem că acesta este cuvântul pe care Tu l-ai inspirat și credem că toată Scriptura este insuflată de Tine și de folos să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să dea înțelepciune, neprienire, să ne echipeze ca oameni al lui Dumnezeu pentru orice lucrare bună. Mărturisim astăzi că noi credem în suficiența cuvântului Tău. Mărturisim că noi credem că în El ai descoperit principii pentru orice problemă care ne confruntă. Mărturisim că în El ne dai răspunsuri pentru întrebările care ne frământă. Mărturisim că prin El ne echipezi pentru chemările la care Tu ne chemi în familiile noastre, în generația noastră. Doamne, pentru că mesajul care urmează să-l ascultăm este legat de viața de familie și este în mod special legat de relația dintre părinți și copii, de relația dintre părinți și copii rebeli. Te rugăm, fă minunea pe care Tu ai descris-o în cuvântul Tău. Întoarce, Doamne, Te rugăm, inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți și întoarce inima tuturor generațiilor spre Tine. Doamne, ne rugăm să aduci vremuri de înviorare. Ne rugăm ca înainte de a-ți revărsa mânia peste această lume și societate, să faci Tu acest miracol în familiile noastre. Doamne, ne doare de fii risipitori care Ți-au întors spatele și au întors spatele părinților lor. Adu-i înapoi și fă să vedem cum rugăciuni sunt ascultate, cum inimi sunt vindecate, cum relații sunt restaurate și cum împărăția Ta se extinde. Și toate aceste lucruri ți le cerem în numele și de dragul Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu ca neapărat o justificare a faptului că în această dimineață sunt în mijlocul dumneavoastră, am decis că în această dimineață să ne bucurăm, să avem un timp de închinare în care fratele Neluț împreună cu fratele și sora care îl însoțesc să conducă biserica la închinare și eu să predic cuvântul după masă. Fratele Neluț, care a venit târziu noaptea asta, va avea posibilitatea să odinească acum la prânz și cu forțe proaspete după masă și timpul de închinare și predicarea, totul este ocazie de slujire. Ne bucurăm și încă o dată dorim binecuvântarea Domnului. Dar în această dimineață vrem să stăm lângă o parte din Scriptură sau lângă o temă care cred că este crucială pentru familiile noastre. Am simțit îndemnul, imboldul ca în această toamnă, în măsura posibilităților de slujire duminica, să aduc câteva mesaje legate de viața de familie. Tema generală este familia creștină încotro, pentru că trăim vremuri în care chiar trebuie să ne punem întrebarea aceasta, cu atâtea presiuni culturale, cu atâtea lupte care se dau în societate și în biserică în ce privește familiile noastre, fiecare dintre noi trebuie să ne punem întrebarea aceasta, încotro familia, încotro familia creștină. Ei bine, sunt multe aspecte care, și multe mesaje cruciale și care au nevoie să fie atinse, nu neapărat într-o anumită ordine logică, ci pur și simplu pentru că am simțit că astăzi vreau să încep cu un mesaj care are de-a face cu relația dintre părinți și copii. Inim de copii, inim de părinți. Și vă spun și motivul, sau unul din motive care m-a motivat. De mai mult timp am dorit să aduc un mesaj vis-a-vis de modul în care trebuie să ne tratăm fiii sau fiicele risipitoare ai familiilor noastre și a bisericii. Este un subiect delicat. Și mă rog în această dimineață ca Domnul să vă dea tărie celor care sunteți în această postură de părinți a unor copii care au întors spatele. Și Domnul și-o va întors și vouă spatele.
Să vă dea tărie să ascultați ceea ce Domnul vrea să vă spună prin cuvânt. Dar este un motiv care m-a determinat să aleg această ordine, și anume faptul că cu toți știm că joia a avut loc în mormântarea unei din personalitățile cele mai interesante și controversate ale României postdecembriste. Nu-i rostesc numele și nu vreau să fac comentarii de morți numai de bine. Ce mă interesează nu este să discut ieșirile publice și astea le-am văzut și le vedeți în continuare și știți. Și vreau să mă refer la un aspect mai puțin cunoscut, la faptul că acest om care a plecat în veșnicie la 65 de ani a fost născut și crescut într-o familie de pocăiți. Nu știu cât știți lucrul acesta. A fost și sunt discuții pe internet dacă de baptiști sau de creștini pe Evanghelie, nu asta este esențial. Tatălui a fost coleg de seminar, la același seminar unde am studiat eu și fratele Neluț, mult mai târziu, cu fratele Pit Popovici. Deci omul ăsta a crescut într-o familie de oameni slujitori al lui Dumnezeu. Și când te uiți la viața lui și la modul în care și-a sfârșit viața și la atâta talent oratoric, la atâta inteligență, la atâta cultură, la atâta memorie care puteau să fie puse în slujba regelui regilor. Acum pot să dau niște informații din culise. Am auzit că după Revoluție, pe când fratele Petrică Dugulescu era un deschizător de drum în ce privește implicarea evanghelicilor în politică, pe holurile Parlamentului spunea: frate Petrică, ei erau din tabere opuse politic, rugați-vă pentru mine că sunt un fiu risipitor. Ceva a fost totuși în inima acestui om. E o dramă pe care o trăiesc multe familii, mulți părinți. Dimineața aceasta am citit aceste ultime două versete din Maleahi, capitolul 4, care arată că un semn al sfârșitului, un semn escatologic care trebuie să se împlinească înainte de revenirea lui Hristos, înainte de venirea zilei Domnului cea mare și strălucită, este această întoarcere a inimilor copiilor spre părinți și a inimilor părinților spre copii. Dacă știm că Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 3, în zilele din urmă vor fi vremuri grele, copiii vor fi neascultători de părinți, oamenii vor fi caracterizați de lipsă de dragoste firească, vor fi iubitori mai mult decât de plăceri, decât de Dumnezeu, dar de asemenea știm că trebuie să se întâmple această întoarcere a inimilor părinților spre copii, a copiilor spre părinți, a două generații, una spre alta și credem spre Domnul. N-aș vrea să intru în prea multe detalii legate de maniera profetică în care se vor împlini lucrurile acestea. Știm pe de o parte că Ioan Botezătorul a venit în Duhul și în puterea lui Ilie, știm că misiunea lui a fost ca să pregătească căile Domnului, știm că el a venit ca să netezească drumurile și să facă țara posibilă de locuit, ca poporul Israel să fie pregătit pentru venirea lui Mesia. Știm ce au făcut cu el generația aceea. Au respins mesajul lui Ioan Botezătorul și l-au respins și pe Domnul Iisus. Dar din cuvântul acesta aflăm că este important pentru planul lui Dumnezeu, pentru aducerea la îndeplinirea planului Dumnezeu, să se întâmple acest miracol, să se întâmple această întoarcere a inimilor copiilor spre părinți, a inimilor părinților spre copii. În dimineața aceasta aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să folosească mesajul acesta ca un mesaj de speranță, un mesaj de încurajare, un mesaj de călăuzire pentru toți cei care vă aflați în negura aceasta sau în întunericul acesta în care bâșbăiți și vă întrebați care va fi finalul. Poate că aveți
asemenea fii și fiice risipitoare, care au crescut în familii, pe brațe de rugăciune, care au beneficiat de dragostea voastră și atenția voastră, înainte cărora v-ați străduit cât ați atârnat de voi, niște păcătoși mântuiți, oameni imperfecți, să trăiți, să modelați un caracter creștin, ca copiii voștri să nu vadă nicio breșă între ce afirmați și trăiți, între credință și practică. N-ați fost ipocriți, v-ați făcut datoria, ați avut un altar în familie, i-ați îndrumat pe căile Domnului, ați făcut ce v-a stat în putință. Și totuși, la un moment dat, au întors spatele și Domnului, și bisericii, și vouă. Poate că încă vă respectă, poate că încă relația este una așa, dar în momentul în care îndrăzniți să intrați un pic, să divagați discuția spre tentă spirituală, imediat veți vedea blocajul. Lasă-mă, tată, lasă-mă, mamă, nu cu asta. Cum să abordezi asemenea copii? Vreau în această dimineață, am spus, este un mesaj tematic. Nu este expozitiv în stilul în care mie îmi place și sunt obișnuit și poate sunteți obișnuit cu mine, ci mai degrabă tematic, aș vrea să facem referire la mai multe versete. Sunt trei lucruri care aș vrea să le sugerez în această dimineață pentru părinții care sunt în această situație cu copii rebeli, care s-au îndepărtat de Domnul și de biserică. Întâi de toate, primul pas l-am numit eu: asumă realitatea, acceptă realitatea, nu fugi de realitate, acceptă că lucrurile sunt așa cum sunt. De aici pornim, nu de la idealul care ni-l dorim, ci de la realitate, de la așa cum stau lucrurile la momentul acesta. Și de aici mergem un pas mai departe și următorul pas vom vedea că este să ne asigurăm că păstrăm relația cu copilul nostru rebel. Și în toată această perioadă să avem speranță și să așteptăm momentul în care Dumnezeu va aduce restaurarea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Primul pas, asumarea realității. Un prim lucru care trebuie să îl înțelegem este că nu putem fugi de realitate. Nu putem să ne îngropăm capul ca struțul în nisip și să spunem: mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Ba, ți se poate întâmpla. Eu, ca slujitor, vreau să vă spun, cred că am spus-o de la acest ambon, le-am spus de multe ori fetelor mele: fetelor, voi știți că voi aveți potențialul să mă descalificați din lucrare? Știți că în momentul în care voi călcați strâmb într-un lucru scandalos, eu îmi pierd slujirea? Fetele mele au fost învățate. Le-am pus față în față, pentru că nu mă cred imun. Ca părinte, împreună cu soția mea, încerc tot ce-mi stă în putință. Dar nu mă cred imun la faptul că odată copiii mei, unul din copiii mei, în ciuda rugăciunilor, în ciuda eforturilor, în ciuda învățătorii, în ciuda atâtor lucruri, ar putea să facă. Dacă în această dimineață ești aici și dacă copiii tăi, cât ți-a dat Dumnezeu, sunt în adunare și slujesc pe Domnul, aș vrea să spun, nu-ți asuma lucrul acesta ca o notă personală de superioritate, nu te crede mai bun decât alții, nu-i privi pe alții într-un mod superior, ci mulțumește Domnului pentru harul Lui. Nu e neapărat că tu ți-ai făcut temele mai bine decât altul, n-ai un motiv să judeci pe altul, ci ai un motiv să mulțumești Domnului că te-a cruțat pe tine și familia ta. E un har de la Domnul, ca împreună cu toți cei pe care ni-a dat Domnul, să rămânem pe calea Lui. Dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Sunt exemple clare în cuvântul lui Dumnezeu, oameni evlavioși. Eli a scăpat copiii din mână. Preoți. Samuel,
care a trebuit să învețe din experiența lui Eli și a scăpat copiii din mână și copiii lui n-au călcat pe urmele lui, ne spune Scriptura. Înțelege că nu întotdeauna copiii umblă pe calea Domnului așa cum ți-ai dori, așa cum și-a dorit Dumnezeu. Că fiecare dintre ei este o persoană individuală, că fiecare dintre ei va răspunde în mod individual de alegerile și deciziile lui sau a ei în fața lui Dumnezeu. Există un principiu clar în cuvântul lui Dumnezeu și în cartea Ezechiel, capitolul 18, versetul 20. Evreilor care erau obișnuiți în vremea aceea să dea vina pe păcatele părinților. Era generația aceea lui Ezechiel care avea o vorbă, o expresie, care era vehiculată în Israel și care spunea așa: pentru ce spuneți voi, zicătoare, această în țara lui Israel, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-a strepezit dinții? Ce înseamnă asta? Generația aceea de copii credeau că de-aia sunt bătuți de Dumnezeu, pentru că părinții lor au păcătuit. Și au inventat această vorbă, această zicală, ca un fel de scuză de a plasa vinovăția. Dumnezeu spune, nu. Pe viața mea, zice Domnul, că nu mai aveți prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele, după cum sufletul fiului este al meu, tot așa sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Versetul 18. Voi să ziceți, pentru ce nu poartă fiul 19 pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui? Pentru că fiul a lucrat după neprienire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile, el va trăi negreșit. Versetul 20. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui, tatăl nu va purta nelegiuirea fiului, neprienirea celui neprienit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Deci, părinți, înțelegem noi în această dimineață că pruncii noștri, copiii pe care ni-a dat Dumnezeu, fiii și fiicele noastre, sunt persoane unice, create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înzestrate cu voință liberă și că ele vor răspunde individual înaintea lui Dumnezeu. Într-o zi noi nu putem să răspundem în dreptul lor, cu toate că poate ca părinți am vrea să luăm asupra noastră consecințele alegerilor lor, dar nu se poate. Nu se poate. Fiecare răspunde. E bine, Scriptura spune ce seamănă omul, aceea va secera. Ted Tripp, un lucrător foarte cunoscut, care a fost chiar și în biserica noastră odată, în lucrarea cu copiii, în cartea Păstorind inima de copii, ne spune aspectul acesta. Copiii noștri au fost creați instinctiv de Dumnezeu să fie închinători. Fie vor fi închinători al lui Dumnezeu, fie se vor închina la orice altceva. Dar nu uitați, copiii răspund de alegerile lor. Uneori ei nu umblă pe căile Domnului. Acceptă, frate și soră, acceptă, drag părinte, faptul că copiii rebeli produc durere. Asta este parte din viață. Cartea Proverbe, capitolul 10, versetul 1, spune: un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar ascultați, vă rog, un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Și nebun în cartea Proverbele înseamnă întotdeauna, ea are o conotație spirituală și morală. Proverbe 17, cu 25, ne spune la fel: un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei care l-a născut. Un alt lucrător cu tine, un psiholog, de fapt, specialist în psihologia copiilor, spune: copiii tăi au să sfrângă inima, cumva, undeva, cândva, poate mai mult decât odată. A deveni părinte înseamnă a promite că îți iubești fiul risipitor, indiferent de alegeri. Asta e parte din a fi părinte, că rămâi deschis la posibilitatea aceasta. Aceea pe care ai crescut, cărora le-ai dat viață, pentru care te-ai ostenit și te ostenești să le dai tot ce ai mai bun, într-o zi îți vă rupe inima. În această dimineață, dragii mei, dacă m-aș opri aici, n-ar fi prea multă, sigur, n-ar fi prea multă încurajare. Poate că ești aici în această dimineață și spui: nimeni nu mă înțelege, nici măcar Dumnezeu nu mă înțelege. Vreau să spun ceva. Dumnezeu te înțelege perfect. Pentru că El însuși știe ce înseamnă să fii
un părinte să fie un părinte de fii risipitori. Relația lui cu poporul Israel a fost descrisă printre altele prin imaginea aceasta a unui tată ca unui copil care i-a întors spatele. Citiți în cărțile profeților și voi face referire doar la două pasaje cunoscute de altfel. Isaia 1:2, ascultați ceruri, ia aminte pământule căci Domnul vorbește, am rănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea, s-au răzvrătit, au ajuns rebeli. Ieremia, un verset dramatic care arată strigătul inimii lui Dumnezeu, să vedeți cum Dumnezeu simte toată această durere și tânjește ca copiii lui să se întoarcă la el. Ieremia 3, cu 22, întoarceți-vă copiii răzvrătiți și vă voi ierta abatările. Iată-ne, venim la tine, căci tu ești Dumnezeul nostru. Amin. Dimineața aceasta, dragul meu, acceptă realitatea. Acceptă situația faptului că se poate întâmpla ca copiii să se întoarcă spatele, să se întoarcă spatele lui Dumnezeu. Copiii îți produc durere. Crede că Dumnezeu îți înțelege durerea pentru că el a trecut pe aici. Și, dragul meu, de atâtea ori ar fi imaginea incompletă să mă refer numai la Israel. Nu e așa că și față de noi, de câte ori îi rupem inima de Tatăl lui Dumnezeu prin neascultare și rebeliunea noastră. Câtă răbdare are Dumnezeu cu noi. Uneori, atunci când copiii nu mă ascultă, de multe ori, nu uneori, de multe ori, mă gândesc, oare cum simte Tatăl Ceresc când eu nu ascult? Fiecare neascultare a lor mă îndeamnă la reflecție cu privire la propria mea relație cu Tatăl meu Ceresc. Un alt lucru foarte important, extrem de important, are de-a face cu relația cu partenerul. Când lucrul ăsta se întâmplă, când copiii îți întorc spatele, refuză să dai vina pe celălalt partener. Asta este o ispită. Pentru că noi căutăm soluții. Noi căutăm atunci explicații. Și tendința naturală este să dăm vina pe celălalt și să spunem da, de-aia e așa, de-aia. Dacă erai și tu la fel de strict, la fel ca mine, dar pentru că tu ai fost tolerant, pentru că tu, în timp ce eu l-am îndemnat la a merge la biserică, la pace cu tare și cu tare lucru, ai spus, las că tata e bine și așa. Știți, scenariile de genul acesta. Nu neapărat numai tata e tolerant, să n-am vrut să spun. Uneori rolurile se inversează. Nu da vina pe soț, nu da vina pe soție. În momentele de genul acesta e nevoie să fiți mai uniți ca oricând. Uniți în înțelegere, uniți în rugăciune, uniți în dragoste față de copilul vostru. Domnul să ne dea înțelepciune ca să știm. Povara este prea grea să o poarte unul singur. Povara este prea grea să o porți împreună cu partenerul tău. De aceea povara trebuie aruncată asupra lui, cel care a spus, aruncați asupra mea toate poverile și îngrijorările voastre și el se va îngriji. În toată această perioadă, în timp ce accepți realitatea, asigură că relația ta cu copilul tău continuă. Am spus toate aceste lucruri, copiii produc durere. Deși copiii rebeli produc durere, tu arată dragoste. Tu arată dragoste. Proverbe 29:11. Spune cuvântul aici, 22 cu versetul 11. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul stăpânește patima. Proverbe 19:11. Înțelepciunea face pe un om răbdător și este o cinste pentru el, spune aici Scriptura, să ierte greșelile. Și încă un pasaj care este atât de cunoscut în Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 13. Ce face dragostea? Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește,
nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, se bucură de adevăr. Ascultați-vă, rog, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, nădăjduiește totul, amin? Speră totul, suferă totul. Chiar dacă ei îți produc rană și durere, arată-le dragoste. Chiar dacă ei ți-au întors spatele, tu întoarceți spre ei fața. Două exemple diferite de a trata copiii rebeli, vedem în Scriptură. Pe de o parte, vă aduceți aminte de David, cum l-a tratat pe Absalom. Inima lui David tângea după Absalom. Ioab a văzut lucrul ăsta. S-a folosit de femeia aceea din Tecoa ca să creeze scenariul acela și să îi moaie inima. Și în final David spune, adu-l pe Absalom, dar să nu-mi vadă fața. Ce fel de reconciliare e asta? Să nu-mi vadă fața. Și știți ce a urmat după aceea? Modul corect, biblic, dumnezeiesc, este cel arătat de tatăl fiului risipitor. În cultura evreiască, să vii să ceri tatălui, care este încă în viață, partea de avere, să ne practic, cum ai spune tatălui în față, aș vrea mai degrabă să fii mort. Ce dezonoare într-o cultură patriarhală, caracterizată de sentimentul de rușine, ceea ce lipsește mult azi. Și toate astea tatăl l-a iubit și tatăl l-a așteptat. Și când fiul s-a întors, tatăl cu brațele deschise l-a primit și l-a restaurat. Pentru că în final nu e așa, acesta este finalul pe care ni-l dorim cu toții. Dar acest final nu vine când vrem noi. Cum vrem noi? Și el vine când îl rânduiește Dumnezeu. De aceea trebuie, pe lângă acceptarea realității, pe lângă faptul că ne asigurăm că relația o menținem cu copiii noștri, chiar dacă i-au întors spatele lui Dumnezeu și nouă, să așteptăm ca Dumnezeu să facă minunea, slăvit să fie Dumnezeu. Ai credința că Dumnezeu dorește restaurarea lor. Amin. Ai credința că Dumnezeu dorește restaurarea lor. În același pasaj, Ezechiel, capitolul 18, care spune, sufletul care păcătuiește va muri. Cu câteva versete mai încolo, în versetul 23, Dumnezeu spune, doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Doresc eu moartea păcătosului, întreabă Domnul Dumnezeu. Nu! Eu doresc ca păcătosul, rebelul, fiul risipitor care a întors spatele la tot ce e drag și sfânt să se întoarcă. Ai vreun dubiu cu privire la inima lui Dumnezeu față de copilul tău? Aș vrea în această dimineață ca Dumnezeu să dea la o parte orice aceste dubii și să te încurajeze cu faptul că inima lui Dumnezeu vrea mântuirea, întoarcerea, convertirea, restaurarea copilului tău. Dumnezeu nu dorește ca nimeni să piară, ci tot să vină la pocăință. Dumnezeu ne-a poruncit să ne rugăm, pentru că El vrea mântuirea, chiar mântuirea copiilor noștri. Roagă-te în mod constant, roagă-te, 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 roagă-te. Dar cât să mă rog, vei întreba, mai roagă-te. De atâtea ori am folosit expresia, ilustrația, cu Monica și cu Augustin, mama aceea creștină, care disperată de faptul că pe măsură ce se ruga lucrurile nu se îmbunătățeau, ci tot mai rele erau, Augustin se adâncea tot mai adânc în mlaștina păcatului și moralității. Și disperată a venit la Ambrozie și a spus, ce să fac, ce să nu mai pot, nu mai știu ce să mă rog. Mai roagă-te, mai roagă-te. Și Dumnezeu a făcut minunea. Dumnezeu poate face minuni. Dumnezeu o face și în generația noastră, slăvit să fie Dumnezeu. Am fost binecuvântați la conferința de familie din noiembrie anul trecut de slujirea fratelui Gigi Cosman și a sorei Adriana. În familia lor de păstori au avut un fiu risipitor. Băiatul cel mic care după moartea tragică a fratelui său într-un accident pe munte s-a împietrit, a întors spatele lui Dumnezeu și le-a făcut viața câțiva ani un chin, un chin. Nu pleca noaptea, îi teroriza cu tot felul de ironii,
Când ți-e lumea mai dragă, cu tot felul de atacuri verbale, de ea continuat să creadă și să se roage. Până într-o bună dimineață, într-o dimineață de duminică, când acest fiu rebel i-a surprins cu întrebarea, auzi, la voi, la pocăiți mei, faceți catecheza aia. La voi, la pocăiți. Cel a fost momentul schimbării. Câți dintre dumneavoastră știți că marele evanghelist Franklin Graham, cel care a fost în 2008 pe stadion, a fost un fiu risipitor. Auzi, în casa lui Billy Graham, fiul cel mare al lui Billy Graham, a Dumnezeu l-a mântuit și l-a transformat. S-ar putea să nu vedeți răspunsul la rugăciune în viața asta. Continuați să vă rugați, să sperați. Dumnezeu face lucruri mari. Ce bucurie, ce bucurie. Chiar și după ce voi, ce noi părinții vom pleca, să ne întâlnim cu copiii noștri mântuiți în cerul lui Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață să vă întăriți în credere în acest Dumnezeu plin de dragoste și plin de putere, care poate să facă minuni. A făcut-o în trecut și o face și astăzi. Iar atunci când copilul vine acasă, ce-ți mai rămâne altceva decât să-l primești cu dragoste? Ca tatăl fiului risipitor, care l-a restaurat pe deplin, păzește-te de atitudinea fratelui cel mare. Păzește-te de Duhul de judecată pentru tot ceea ce a însemnat anii aceștia care ți-au produs amărăciune. Cere lui Dumnezeu o inimă ca a lui. Această dimineață mă rog în toată inima ca mesajul acesta să aducă speranță, să aducă mângâiere, să aducă putere de a merge mai departe. Submă-ți, acceptă-ți, acceptă realitatea în care ești. Păstrează relația cu copilul tău, dar așteaptă momentul în care Dumnezeu, prin puterea Lui nemărginită, poate să facă minuni în viața copilului tău. Doamne, fă minuni aceasta în cât mai multe familii de la Emanuel. Fă bucuria aceasta a întregirii familiilor în Tine, în cât de multe familii din locul acesta. Șterge Tu lacrimile mamelor care continuă să plângă pentru copiilor. Șterge Tu lacrimile taților. Și fă, Doamne, ca de partea aceasta cerului să ne bucurăm de clipe de cer, văzând cum Tu pui împreună, restaurezi familii și îți lărgești împărăția. Amin. În timp ce ascultam mesajul, mă gândeam la cântarea care spune: m-a aflat pe căi străine bunul meu păstor Iisus, din adânc și întuneric la lumină m-a dus. Și eu am fost un fiu risipitor. Și fiecare dintre noi a fost un fiu risipitor. Dar a fost o zi în viața noastră în care bunul păstor Iisus ne-a găsit și ne-a luat de acolo. Deci să avem speranță. Să avem speranță, să avem credință că bunul păstor Iisus, la vremea Lui, la timpul Lui, va lucra. Haideți să cântăm această cântare. M-a aflat pe căi străine bunul meu păstor Iisus, din adânc și întuneric la lumină m-a adus. Aleluia, aleluia, voi cânta neîncetat, prin Iisus a mântuire, fie veșnic lăudat. M-a luat cu drag pre brațe, de păcat m-a vindecat, rană din cuvântul vieții și putere El mi-a dat. Aleluia, aleluia, voi cânta neîncetat, prin Iisus am mântuire, fie veșnic.
veșnic lăuda. M-a spălat Mântuitorul, haină albă am primit. M-a sfințit prin al său sânge, o, cât sunt de fericit. Aleluia, aleluia, voi cânta neîncetat. Prin Iisus am mântuire, fie veșnic lăudat. Știu, eu sunt convins că mesajul din această dimineață sensibile în inima multora dintre cei ce sunt aici, ce sunt părinți, ce sunt în această situație delicată, au fii și fiice risipitoare. Mă rog ca Domnul să vindece, mă rog ca Domnul să dea încredere, mă rog ca Domnul să nu iască speranța. Dar sunt aici în această dimineață și fii risipitori, fii și fiice risipitoare. Deși mesajul a fost un mesaj adresat părinților în mod special, este un mesaj care te vizează și pe tine, dragul meu, oriunde ai fi. Inima părinților spre copii, dar și a copiilor spre părinți și a părinților și copiilor spre Domnul. Dacă ești aici un fiu sau o fiică risipitoare, care a fost crescut în familie de pocăiți, care a beneficiat de harul unic de a fi crescut într-o familie care se teme de Dumnezeu, n-ai avut un tată bețivan care să vină după ce și-a cheltuit toți banii pe alcool și să-și bată soția, să o bată pe mama ta, să vă bată, să vă terorizeze, dacă ai avut parte de o casă în care s-au cântat cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu și s-au spus rugăciuni și ai crescut în atmosfera aceasta, ai întors spatele pentru că ai vrut să fii curios, ai fost curios de plăcerile de o clipă ale păcatului. Acolo unde ești, oprește-te din rebeliunea ta. Oprește-te din rebeliunea ta. Întoarce-te la Hristos. Vino la Cel care te primește cu brațe deschise, care te acceptă așa cum ești. Nu încerca să fii altfel, nu încerca să-ți schimbi viața. Vino așa cum ești. El te acceptă necondiționat, însă nu te lasă așa. Vino, pocăiește-te. Întoarce-te la El cu părere de rău și fii o pricină de bucurie pentru cer și pentru familia ta. Stăm cu capetele plecate. Își vrea ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inimi de părinți și inimi de copii, să întoarcă aceste inimi una spre alta și împreună spre Domnul. Își vrea să rog pe fratele Mihai Borjin să ne conducă în rugăciune. Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Mulțumim că ne-a atins inimile prin Hristos. Mulțumim pentru tot ceea ce ne-a gândit în dimineața. Doamne, unii dintre noi am avut un mare deosebit să creștem frumos în familii binecuvântate, în familii care ne-au dus la biserică. Și mulțumim pentru că a fost așa ușor să simțim atingerea și să spunem, da. Dă-ne putere toți aceia care am crescut în felul acesta și am spus daul să ne păstrăm. Amin. Sunt alții dintre noi care le-au fost așa de greu, dar în situații dificile le-a atins inima și s-au spus, da, păstrează și păstrează și pe mai departe. Și pe cincioși, da. Sunt suflete care încă nu te-au spus, da. Dă-le putere. Amin. Da. Este nădejde și nădejde este în tine. Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Și te rugăm să faci lucrul acesta. Amin. Ca bucuria noastră să fie de plin. Amin. Sunt atâția copii care au întors și au întors spatele nouă care le suntem părinți. După
Amin. Ești Dumnezeu și în același timp ne ești Tatăl. Slavă Ție. Amin. Și nădăjduim în împlinirea ei. Amin. 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 Domnul să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim prin puterea Lui. Amin. Cu binecuvântarea ne despărțim din casa Domnului.